S-au dus concertele și focurile de artificii de altă dată. În 2017, zilele Constanței vor fi sărbătorite prin sport. Constanța este un oraș frumos, cu oameni frumoși, care arată tot mai mult că are valori, mai ales în rândul copiilor. Avem copii care performează atât la nivel educațional, cât și în domeniul sportiv. Acest eveniment demonstrează o dată în plus că locuitorii Constanței sunt uniți prin educație și sport. De aceea deviza evenimentului este Constanța e a mea. Am vrut să se știe faptul că tinerii, elevii din județul Constanța, din orașul Constanța, sunt implicați, le pasă de orașul lor. Am vrut să dovedim creativitatea lor. Am vrut, în primul rând, să facem o activitate frumoasă de care se poate bucura toată lumea. Zeci de cluburi sportive, dar și sute de elevi și profesori vor participa la evenimentele organizate în weekend. Inclusiv clubul Farul va fi prezent cu 70 de sportivi și antrenori. Inspectoratul Școlar Județean Constanța, ca de fiecare dată, răspunde cu plăcere oricărei invitații și oricărei inițiative de promovare a tinerilor municipiului Constanța, cât și ai județului Constanța. Am transmis o invitație tuturor liceelor din municipiul Constanța pentru a se înscrie la acest eveniment și am avut un real succes, în prezent fiind confirmată prezența la manifestări a unui număr de aproximativ 450 de elevi însoțiți de cadre didactice. Constanțenii au avut, au și sunt convins că vor avea și pe viitor cu ce să se mândrească. Avem copii frumoși, copii deștepți, copii cu care ne bucurăm și care ne bucură zi de zi și an de an cu rezultatele lor atât la concursurile pe discipline sportive cât și la concursurile de cultură generală. În Constanța, sportul este o religie. Programul de sâmbătă se va încheia cu o reprezentație de streetball, deschis tuturor iubitorilor de mișcare, iar duminică din program fac parte ateliere de creație, o paradă și un concert al liceelor. Primul cuvânt pe care l-aș spune ar fi: ne dorim o Constanță mai frumoasă, mai curată, mai veselă, depinde de fiecare dintre noi.